fără unghii lungi în parcul acvatic. Se prindem pe cei care încalcă regula. Aha, unghii lungi! Trebuie să tăiem acele unghii? Nu, unghiile mele frumoase! Sunt așa de scurte! Foarte bine! Nici mâncarea nu e permisă înăuntru! O să-i prind pe toți! De ce nu te freci cu ea pe față? Nepoliticos! Nici măcar părul lung nu e permis! Am foarte ca... Aha! Tu, fetițo, ai nevoie de o tunsoare! Am prins-o! Aveți interzis! Acum plecați de aici! E așa de nedrept că nu putem intra în parc! E din cauza pașnicului acela aspru! Am o idee pentru răzbunare! S-o facem! O să-l împing! Să plecăm de aici! Grăbiți-vă! Nu așa de repede! Trei fete! De acum înainte, nu mai aveți voie în acest parc acvatic! Acum ce facem? Uite, am planul unui parc acvatic pe care îl putem construi acasă! Ești de acord? Wow! Da! Să construim un parc acvatic! Hai să vedem planul! Deci, asta trebuie să construim! Ce palpitant! Ar trebui să golim camera mai întâi! Prima dată ar trebui să construim o piscină! Nu pot să fac asta singură, fetelor! Rămân fără respirație! O sticlă de Coca-Cola? Și un uscător de păr? Am o metodă rapidă! Trebuie să-l iau, te rog! Voi pune jumătate din sticlă pe uscătorul de păr, astfel încât să pot direcționa ușor aerul pentru a umfla piscina! Wow! Asta e cu adevărat inteligent! Gata! Mai ușor nici că se putea! Yay! Avem o piscină! Super! Așteptați, așteptați! Am nevoie de apă! E de ajuns? Oh, nu! Am nevoie de mai mult de atât! Mama! Udă grădina? Putem folosi asta! Oh, un furtun de grădină! Toată lumea afară din piscină! Hai să începem să umplem cu apă! Wow! Se umple foarte repede! Cred că e suficient de adânc să oprim furtunul! E gata! Wow! Apa e rece? Vreau să nor! Următorul lucru pe care trebuie să facem este să construim un topogan. O să dau un telefon! Hei, constructorul e aici! Încercăm să construim un parc acvatic! Poți să faci topoganul? Atâta timp cât mă plătiți? Desigur! Scuzați-ne în timp ce ne luăm banii! Banii pe care nu-i avem? Oh, am găsit un dolar! O monedă? Un nasture? Oh, nu! Da! Plătiți! Iată! Nu uitați de nasturele meu! Fără plată, fără topogan! N-a terminat, dar măcar a construit scara! Să mergem! Putem să folosim acest lucru singure! Fetelor, pregătiți pensulele! Hai să începem să vopsim! Gata! Perfect! Wow! O nucă de cocos? Hai să-l decorăm cu nuci de cocos! Iar eu voi adăuga fruntele! Bună treabă! Voi adăuga mai multe frunze pentru a simți cu adevărat că suntem pe o insulă! Dar încă avem nevoie de topoganul real! Ce facem acum? Putem să luăm unul! Yay! Livrarea topoganului! Ajutați-mă să montez asta, vă rog! Se potrivește perfect în piscină! O să fie distractiv! Abia aștept să-l încerc! Următorul pas? Trebuie să construim o fântână arteziană! Sună minunat! Vom pune piatra aici! Am reușit! E perfect! Acum, pentru apă, voi atârna doar aceste ghirlande albastre! E ca o iluzie! Yay! Fântâna arteziană are chiar și luminița de sărbătoare! Să adăugăm mai multe decorațiuni pe perete! Ca o stea de mare! Mai multe plante! Niște stânci frumoase și o meduză! Gata! Așa de palpitant! Wow! E ca și cum am fi sub ocean! Suntem așa de bune la asta, fetelor!
distrez așa de tare în piscină! Vreau să încerc toboganul? E așa de alinecos! Oh! Oh, nu! Lasă-mă să văd! Ah! E o lovitură destul de urâtă! Ce ar trebui să facem? Oh! Am nevoie să împrumut deodorantul tău! Ha? Voi aplica ușor deodorantul astfel încât să nu mai doară! A funcționat! Și-am adus și acel tatuaj drăguț cu balenă! Doar îl umezești și se va lipi de pielea ta! Wow! Îmi place! Fetelor, așteptați! Încă ceva! Trebuie să reparăm această podea alunecoasă cu aceste plăci puzzle! Hai să punem aceste plăci în jurul piscinei pentru a nu mai fi alunecos! Ultima piesă a puzzle-ului! Gata! Putem fi în siguranță în timp ce le distrăm! Înghețatele sunt cea mai bună gustare din toate timpurile! Am terminat cu aceste bețe! Nu arunca gunoiul pe jos! Salut! Tu! Nu le arunca spre ea! Poate putem reutiliza aceste bețe! Pentru ce? Am o idee! Pun aceste bețe de înghețat împreună ca să pară ca o scară! Ultimul! Apoi vom face un lampadar din ele! Ta-da! Uită-te! E rândul meu să stau acolo! E așa de relaxant și lampadarul face totul mult mai plăcut! Vreau să scriu ceva cu cremă de plajă? O voi pune pe burtica surorii mele! Împunge-mă! Răzbunarea va fi dulce! Ha? Burtica mea s-a bronzat! Împunsăturile se apropie! Opriți-vă! E așa de cald! Avem nevoie de o băutură super rece! Stai puțin, am o idee! Să adăugăm un bar tiki la parcul nostru acvatic! Eu sunt barmanul tău pentru astăzi! Întâi, voi turna aceste bomboane Haribo în tigaie! Și voi amesteca până când se topesc toate fix așa! Apoi voi adăuga amidon de porumb și voi continua să amestec până când capătă această culoare deschisă! Le pun pe un platou! Iau o cantitate și o rulez într-o bilă! Fac multe și le pun într-un pahar! Apoi să-l umplu cu ceai de lapte! Asta e un boba tea do-it-yourself minunat! 3 paie, câte unul pentru fiecare dintre noi! Comanda! Wow! Are un gust așa de bun! Încearcă și tu! Aceasta e cea mai bună băutură vreodată! Blana lui Kitty e așa de moale? Oh, nu! E așa de murdară! Să aruncăm o privire mai atentă! Yikes! E plină de germe și viermi! Trebuie să-i scoatem cu penseta! Infestare cu paraziți! Acest paianjen arată ca și cum ar avea o mușcătură otrăvitoare! Scârbos! Hai să periem blana lui Kitty cu acest piaptăne special! Cu fiecare periaj vom îndepărta toată murdăria! Apăsăm peria pentru a împinge blana afară! E multă! O pălărie de pisicuță din blană! Aceasta e o modalitate de a recicla și de a arăta elegant în același timp! Să începem! În primul rând trebuie să curățăm masa! Așa de mult praf! Inspir și suflu! Sub biroul meu e plin de păianjen și de pânze de păianjen! Trebuie să scăpăm și de acestea! A? Gumă de mestecat? Acestea sunt probabil vechi de 100 de ani! Bine, hai să construim! În primul rând, voi înșuruba placa de PFL pe fiecare parte a biroului! Voi lăsa doar partea din față deschisă? Ce urmează? Avem nevoie de ferestre! Voi desena o inimă uriașă și o voi tăia! Dragostea plutește în aer! Ha? Ceva lipsește? Vreau să adaug popiți! Ei bine, acest marker e inutil! E timpul să pictăm pereții! Voi pune rola jos și voi aplica vopsea în fiecare culoare a curcubeului! Să-i dăm drumul! O voi împrăștia pe pereți în felul ăsta? Pereți curcubeu instantaneu! Perfect! Stai! Nu putem uita perdeaua! Am găsit una? Te-am prins! Mulțumesc pentru cortină! Ta-da!
perdelele se închid. Sper că ți-a plăcut spectacolul? Arată frumos! În continuare, un covor, moale și pufos la fel ca Kitty. Wow! Uită-te la noua ta casă, Kitty! Uită-te la fața ei! Cred că-i place! Ursul meu de pluș! E plin de pânze de paianjen! Tată, prinde! Ce vom face cu asta? Știu! Acest colț special e pentru Teddy! Îi vom oferi o inimă de pluș pe care o să îmbrățișezi. Îi voi coase inima la picioare ca să nu-i dea drumul niciodată. Să nu uităm să tăiem firul. Și mai bine, acesta e patul lui Kitty acum. Cred că e perfect. Doarme adânc, ne-am descurcat grozav. Bună treabă, tată. Ai grijă la găleată. Ouch! Tată naiv, m-am lovit la cap. Asta mi-a dat o idee strălucitoare. Să tăiem această găleată în jumătate. Atenție la degete. Apoi voi tăia două pătrate și le voi șuruba pe două fâșii mici de lemn. În continuare, voi asigura părțile laterale cu un noodle de piscină. E un topogan pentru pisicuțe? Dar un topogan e mai distractiv ca o piscină! Iac! Picioarele alea au nevoie de un spa! Ei bine, poate altă dată! Iau această mini piscină gonflabilă cu mine! O voi înlocui cu litieră pentru pisici! Ce-i asta? Pupul de pisică? Iată piscina pentru topogan! În loc de apă, voi turna globuri de apă! E uimitor! E destul de fantastic, nu? A fost obositor, hă? Uită-te la pantalonii tăi! Acest pisoi tocmai mi-a folosit blugii pe post de jucărie de zgâriat! Dacă vrei ceva să zgârii, îți dau un noodle de piscină! Voi înțepa o parte cu un băț de grătar și voi adăuga un noodle mai mic de piscină! Ce altceva? Voi înfășura aceste accesorii cu o frânghie verde ca să arate mai degrabă a un cactus! Adaug flori și o pun într-un ghiveci. Un cactus de zgâriat! O jucărie distractivă și un decor pentru casa lui Kitty. Kitty e o felină fericită cu noua ei jucărie. Are ochii pe premiu. Mă bucur că-ți place. Trebuie să împeriez părul. Așteaptă o altă idee colorată. Acești peri colorați ar atrage un pisoi. Le voi atașa de perete. Presupun că-i place noua sa jucărie de mușcat. Cred că-i plac mai mult pantalonii tăi, tată. După toate jucăriile pe care i le-am dat, e cel mai bun loc pentru zgâriat. Tata pune ceva la cale. O să iau acești păpuci. Mersi. Ce s-a întâmplat? Nu sunt aici. Bine, voi agăta păpucii de perete și îi voi folosi pe post de rafturi. Aici vin chestiile de curățenie a lui Kitty, inclusiv recompensele. Iar aici jucăriile pentru pisicuțe. Frumos! Și un pește de agățat pe tavan. Perfect! Totul e pus la punct. Casa pisicuțelor e completă. Tată, mi-e foame! Bine, să mergem să luăm mâncare! Au petrecut prea mult timp împreună! Acum e șansa mea de a-i oferi tatălui o imagine proastă! O să pun semne de pupu de câine! Casa de pisoi e deschisă oficial pentru câini ca să facă pupu! Nu! Un câine chiar a făcut pupu la casa pisicii! Ne-am întors! Data viitoare vom construi o casă mai mare pentru pisoi! Ceva miroase ciudat! Simți asta? Da! Uite! Ce? Cum scăpăm de asta? Ia să mă gândesc! Scuperul Ultra Pupu! Putem culege cu ușurință tot pupul ca niște profesioniști! Nasul meu! Ei bine, totul e în regulă! Planul meu a eșuat! De necrezut! Ce s-a întâmplat? Nu o găsesc pe Kitty! Kitty? Hai să o găsim! Unde credeți că se ascunde Kitty? Ai văzut-o? Trebuie să o căutăm în continuare! Ai auzit asta? În interiorul rucsacului! Cred că știu unde e Kitty!
Kitty! Ești aici? Te-am găsit! Ai fost în rucsacul ăsta tot timpul! Kitty! Am crezut că te-am pierdut! Problemă rezolvată! Hă? Stai puțin! Nava rachetă! Și un rucsac! E timpul să lucrești ceva! Mai întâi, voi desena un cerc în mijlocul rucsacului. Voi folosi globul pe post de îndrumător. Apoi voi tăia cercul pentru a face o gaură. Voi plasa o rachetă în jurul ei. Apoi voi lipi globul peste gaură. Voila! O geantă rachetă pentru Kitty! Sari racheta ta! Wow! Trebuie să fiu atentă! Nu poate afla că o am pe Kitty cu mine! Ce-i acel zgomot? Ai adus pisica înăuntru? Nu știu despre ce vorbești! Mă rog, cred că aud lucruri! Kitty! Unde ești? Kitty! Iată-te! Ceva nu e regulă cu ea? Kitty, trezește-te! Tată, ajută-mă! Urgență! Ce s-a întâmplat? Cred că Kitty e bolnavă! Hai să ducem la spital! E timpul să o fac pe doctorul! Arată palidă? Ce e în regulă cu ea? O să-i verific pulsul mai întâi! Oh, dragă, inima ei devine tot mai slăbită! O să moară? Ne vom gândi la ceva? Știu, se pare că va trebui să injectăm medicamente! E bine? A funcționat? Nu a mers! Presupun că e timpul să folosim un defibrilator! Oh, așa de electric! Kitty încă tot nu s-a trezit, dar eu cu siguranță da! Tată, uite! Oh, nu! Kitty are linie dreaptă pe aparat! Biata Kitty, sufletul ei plutește ca o fantomă! Trebuie să reînviem? Dacă încercăm să o hrănim! Am găsit o recompensă pentru pisici! Mâncare pentru pisici? Presupun că putem încerca! Hai să o deschidem repede! Ia o lingură și hrănește-o! A funcționat! Această pisicuță prostuță a vrut doar să mănânce tot timpul! Yay! E în viață! Și o sperietură pe cinste! Trebuie să fac pipi! Mulțumesc că mi-ai deschis ușa! Serios? În sfârșit! Am mâncat mult astăzi! Grăbește-te! Trebuie să fac pipi! Haide! Lasă-mă să câștig! Nu mai pot ține! Oh, nu! Am făcut pipi pe jos! Oh, e doar băutura mea! Fiu! O să fac și eu un duș cât sunt aici! O să dureze ceva? Te rog, grăbește-te! Cred că în sfârșit am terminat! Vai, a lăsat o mizerie mare! Ce faci acolo? Trebuie să mă grăbesc! Ce naiba? Miroase urât! A lăsat o bombă aici! Oh, doamne! Ce mirosul ăsta? Cine a făcut asta? Fiul tău a făcut-o! Nu, el a fost! Tu ai fost clar! Upciu! Nu mă simt bine! Ce neregulă? Lasă-mă să văd! Auci, arzi! Ce bine că am poftit la popcorn în ultima vreme! Datorită ție, pot să-l fac! O să-l pun pe capul tău și aștept să pocnească! Cred că e gata! Perfect! Mersi, Eden! E super crocant! Te las să te odihnești acum! Nici măcar nu-mi dai medicamente? Mâna monstrului mănâncă bomboane! Nom, nom! E așa de distractiv! Vreau bomboane pentru mine! Ha? Ar trebui să mănânci broccoli în loc de ciocolată? Nu! Ar trebui să mănânci asta! Stai, muștar! Uite, adaug un plus de aromă la broccoliul tău! Eu cred că voi lua o mușcătură! Mi-a dat coșuri de la broccoli! Ups, nu știam că e deșeu toxic! Gândește! Am o idee! Un lingou de aur! O să rad lingou de aur ca pe brânză, apoi adaug niște fulgi de aur și topping-uri. Apoi voi adăuga un lichid de aur în amestec.
Adăugăm totul și strângem într-o seringă până se umple. Îl punem în aparatul de făcut măști faciale, adăugăm mentă și lăsăm mașina să-și facă treaba. E gata! O mască facială de aur! Uite, o să ți-o pun pe față, doar relaxează-te puțin! Tatăl Vitrex se preface că e în regulă. Ești așa de bun cu fiul meu! Ne vedem mai târziu! Fiu, a fost la limită? Bine, e timpul să o dăm jos! Ce vom face acum? Oh, la naiba, tocmai am făcut-o și mai rău! O să le sparg pur și simplu! Știu! Puneți acest sac pe față! Problemă rezolvată! La mulți ani! Puneți o dorință! Hei, acela era tortul meu! Oh, stai! Am un cadou pentru tine! A fost foarte scump! M-a costat 999 de dolari! O jucărie Jurassic? Mersi, cred! Deși singura mea dorință e ca tatăl meu să fie aici! Așteaptă! Cine la ușă? Da? Unde e fiul meu? Tată, ai venit! La mulți ani, fiule! Ai uitat? Astăzi face parte din săptămâna tatălui Vitreg. Nu e rândul tău, așa că pleacă! Tată! Urăsc petrecerea asta! O să fug și mă duc la tata! Locul ăsta e așa înfricoșător! Sunt așa de speriat și singur! Unde e tata? Locul pare periculos! Cred că înseamnă că nu ar fi trebuit să fiu aici! Uită-te la toate semnele! Fiule, eu sunt tatăl tău! Tată! Oh, aproape am uitat! Vrei să te uiți la un film cu mine? Da! Să mergem! Filmul începe! Hai să ne așezăm! Am auzit recenzii bune despre film! Vreau și eu băuturi și gustări ca ei! Mi-e foame și sete! Tată, poți să aduci niște gustări? Suc și popcorn! Gustări? Să-mi verific portofelul! Revin imediat! Tatăl Vitreg e aici! De unde o să iau gustări? Nu-l pot lăsa să se întoarcă! Ce să fac? Știu! Hei, tipule, îți plătesc dacă mă lași să mă îmbrac ca un pasnic! Sigur? Mersi, omule, mă duc să prind zborul! E timpul pentru spectacol, ochelari și mustață falsă, bifat! Aș dori asta, vă rog! Să vedem! Asta e tot ce am! Coca-Cola și popcorn! Mersi mult! Ne pare rău, avem o nouă regulă! Nu sunt permise mâncarea și băuturile la film! Le poți arunca aici! Ce? Dar... bine! De asemenea, ești interzis în acest cinema! De ce? Doar urmez regulile? Oh, nu! O să... Nu așa de repede! Acest truc nu funcționează cu mine! Hei, ofițer, pot să-mi duc Barbie-ul? Nu-mi pasă, doar intră! Oh, doamne, tata s-a îmbrăcat ca Barbie! Bună, ofițer, pot să intru? Desigur, pot să intri! Mersi! Tata o să lovească cactusul! Pieptul lui se scurge! Nu e bine? Ce neregulă cu pieptul tău? Sunt false? Aha, sunt doar pachete de suc! Deci nu ești cu adevărat o fată? Ești tata! Ieși de aici! Nu mă păcălești! La naiba? Biletele pentru film! Bine, intră! Are o atelă pe braț, așa-i? Am o idee! Buba Buba deghizat ca bandaj! Trebuie să văd filmul! Am avut un accident și asta m-ar face să mă simt mai bine! Bine, intră! Acel cu babuba lungă lasă o urmă! Wow! Bomboana mea preferată! O să mănânc pe toată!
De ce sunt tras înapoi? Aoleu! Tu! Ieși afară! O să ascund toate aceste kitcheturi sub costumul meu Spider-Man! Hai să mergem! Ce faci, ofițer? Sunt eu, prietenul tău Spider-Man! Chiar? Simt că am mai văzut această farsă înainte! Ei bine, vreau să văd ce se întâmplă dacă suflăm aer cald spre stomacul tău! Oh, omule, ai stricat ciocolata! Jos, masca, tată! Poți să pleci chiar acum! Păi, angen fals! L-am prins din nou! Da! Tata e îmbrăcat ca un clown! Uită-te la acest truc! Cât de lung crezi că este această batistă? Da, da! E așa de plictisitor! Ia-ți înapoi balonul! Îți arăt eu un truc! Acesta îți va sparge balonul! Și va dezvălui toate bomboanele pe care încerci să le furișezi! Oh-oh! Pot să explic? Nu vreau să aud! Da? Cum naiba o să intru? Un mop și o găleată? Știu ce să fac! O să torn fanta în găleată și o să o umplu! Îmi trebuie doar bățul acestui mop! Uită-te aici! O să îngheț fanta să fie solidă! Ta-da! Și o să mă prefac că sunt un curățător! Ce faci acolo? Sunt aici să curăț cinematograful! Unde sunt mopul și găleata mea? Jur că le-am pus aici! Oh, acolo sunt! Ar trebui să intru! Am zis că n-ai voie aici! Îți știu fața! Oh, doamne, e un haos mare! Ar trebui să încep să curăț? Asta e fanta? Ei bine, ar trebui să mă bucur de film și să iau o gustare! Wow, acest film e intens! Gata! Nu cred asta? E nedrept să fiu interzis fără să mi se dea un motiv! O să-ți dau eu un motiv? Să ne luptăm! Ha? Sunt eu, tatăl vitreg! Tu, Să înceapă pantalonii puturoși! Haia! Ia asta! Nu mi-e frică de tine, clownule! Muahahahaha! Ai ratat! Unde e arma ta acum? Hă? E tot ce ai? Ei bine, ce zici de asta? Norocos pentru mine că am fost campion de baseball în liceu! Aruncare super! Aoleu! Da! Lovitură cu cotul! Asta se numește o bătaie între pisici? Ce se întâmplă aici? Rolul tău e să protejezi, nu să declanșezi lupte! Asta e ciudat! Îți plătesc următoarea vacanță dacă l-a pus pe tipul ăla în locul meu! Sigur? Tu! De ce tata întârzie așa de mult? Aici ești, fiule! Să mergem acasă! Copilul tău o să fie... Ha? Se mișcă toaleta singură? Ce? Cum e posibil? Oul la naiba? Cred că se îndreaptă spre mine! Cred că vrea să mă mănânce! Nu! Stai departe! Oh, nu! E Skibidi? Bine, ce vrei de la mine? De fapt, am venit cu soția mea! Avem nevoie de ajutorul tău! Salut! Suntem aici pentru un control medical! Vreau să-mi verifici burtica! Vezi? Sunt însărcinată! Oh, chiar așa? Credeam că vreți să mă mâncați! O să-ți fac un ecograf! Stai nemișcată? Văd acum bebelușii! Ha? Se pare că au tripleți Skibidi! Ziua asta devine tot mai ciudată! O să avem tripleți! Da! Skibidi dop, 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 dop! Yes! Oh, nu! Mami picioare lungi pare să aibă probleme cu burtica ei de însărcinată! Mă mănâncă stomacul! Poți ridica puțin tricoul? Oh, doamne! Vergeturile sunt cele care fac să te mănânce? Trebuie să mă scarpin? Mă mănâncă prea tare! Nu mai faci asta? Te vei răni! Ar trebui să-ți pun cătușe ca să nu mai ai tentația să scarpin burtica? Ce? Lasă-mă să plec! Vin imediat! E șansa mea când nu se uită! Noroc am brațele elastice care mă ajută să scap! Aproape am ajuns! Oh, nu! Ai grijă la cactus? Hei, revino!
Piu, ai fost aproape să te înțepi cu cactusul! O, planta mea de aloe vera! O să tai o frunză de aloe vera pentru a lua substanțele benefice din interior. Scoatem puțin gel de aloe vera și îl transferăm într-un castron. Acum adăugăm puțin ulei de cocos și amestecăm. Amestecăm! Crema anti-vergeturi e gata! Doar o mică înmuiere și o aplic-o pe vergeturi. Voila! Vergeturile au dispărut ca prin minune! Ah, ce ușurare! Mersi, doctore! Cât îți datorez? Asta e suficient! Stai, am uitat să-ți desfac mâinile! Ups, cred că pleci acasă cu patul de spital! Permiteți-mi să ascult bătăile inimii bebelușului! Ce auzi? Trebuie să fac un ecograf! Așteaptă! Unde e gadgetul? Jur că l-am pus chiar aici! Ha? Cablul e atașat pe undeva? Unde duce? Stai! Vine din gura fratelui lui Wednesday! Pot să vă ajut? Pugsley? Scuipă! Sau altfel? Bine, bine! Voi nu sunteți deloc distractivi? Un moment! E blocat în adâncul stomacului meu! Oh, cred că l-am scos! Oh, Doamne! E acoperit de salivă? Mersi! Dar cred că o să vomit! Iată bebelușul vostru! Iu! Arată exact ca tine! Ha? Ce te uiți? Vrei să-ți trag o săgeată în ochi? Aia! Fiu! Oh-oh! Săgeata sare peste tot în cameră! Wednesday are reflexe puternice! Cu adevărat e fica mea! Doamne, am crezut că mor! Wow, cineva nu poate merge drept! Cred că acum o putem numi Mami Bentlex! Auci! Wow, ești bine? Așteaptă, asta e! O, scumpa mea, picioarele tale sunt în putrefacție! Trebuie să-mi acopăr nasul! Bine, să curățăm acele picioare! Am niște cisme speciale! Perfect! Trebuie să le umplem cu apă mai întâi, apoi adăugăm frunze proaspete de verde! Stoarcem puțin săpun, iar baia ta pentru picioare e gata! Bagă-ți picioarele înăuntru! Bine, să încercăm! Nu m-am mai simțit așa de relaxată de mult timp! A funcționat? Oh, se simte așa de bine! În sfârșit, pot să respir! Următorul pas e să îndepărtăm pielea exfoliată! Oh, Doamne, am putea face pudră din asta! O să adaug melci și să-i lăsăm să-și elibereze melcina! Nu-ți face griji, nu ne grăbim! Suntem la pasul unui melc! Gata! Picioarele tale sunt fine ca untul! E timpul să merg! Oh, oprește-te! Nu poți folosi acei pantofi mirositori! O să-ți dau alții noi! Papuci moi și pufoși! Oh, mersi! Abia aștept să-i încerc! Mersi, doctore! Wow! E ca și cum aș merge pe un nor! Astăzi sunt la doctor! O să încep prin a pune bebelușul pe burtica lui Barbie și o să-l acopăr cu o coajă de nucă! Acest adeziv fierbinte arată ca mierea și îmi face foame! Schipiciul face totul mai frumos! Barbie e însărcinată, la fel ca toate păpușile mele! Și mai bine, am făcut ca și tata să fie însărcinat! O să scanez burtica ta mare să verific bebelușul! Vreau să fiu doctor când voi crește! Se pare că dorințele chiar se îndeplinesc! Ei bine, tatăl nu a rămas însărcinat, dar măcar ea a primit mustața lui! Abia aștept să-mi cunosc bebelușul! O aud lovind! E foarte sănătoasă și fericită! Cât o să mai dureze? Nimic nu trece o gustare bună pentru prânz! Iac! Mirosul semișului îmi dă senzația că o să vomit! Iată! O să vomit aici! Cineva a avut paianjen la prânz! Ok, cred că asta e tot! Am terminat! Cred că mi-a dispărut pofta! E doar un parfum pentru a scăpa de miros! Nu! Mă face să vomit și mai tare! Ce altceva putem face? Am o idee! Am auzit că frecarea puternică a încheieturii mâinii poate reduce greața! Încearcă singură! Nu! Mai bine folosesc o mână! Așa! Du-te și masează-mi încheietura mâinii! Mersi pentru ajutor, doctore! Nicio problemă! Doamne, trebuie să fac curat și să uit de prânzul meu! Sunt scustător!
Se pare că Ariel e la ecografie. Bulele mele de aer s-au spart. Asta înseamnă că ești pe cale să naști. Ajută-mă! Inspiră, expiră și împinge! O văd! Așteaptă, e doar un ou? Grăbește-te și pune oul în apă! Bine, bine! Cred că oul trebuie să intre în acvariu. Ai grijă? Aici! Ceva se întâmplă cu oul? E pe cale să se spargă! Oul a eclosat! Ceva e în regulă cu el? E o coadă de sirenă? Uite, acest bebeluș sirenă! Ar trebui să-l dau mamei tale! Oh, aici e! Micuța mea peștișoară! Mama te iubește așa de mult! Mua, ce coadă dulce! Nu! Mărgelele mele! Oh, m-ai speriat? Să văd! Colierul meu de perle s-a rupt! Nu pot să mă opresc din plâns! Cam atât? Credeam că e o urgență! Ha? E SpongeBob SquarePants? Minunat! Am nevoie să tai puțin burete! Ta-da! Ochelari din burete! Îți vin perfect! Cu siguranță vor aduna toate lacrimile tale! Uite! Toate lacrimile pe care le pot stoarce! Ce zici de reciclare? Nu mai sunt obrajii pătați de lacrimi! Mersi, doctore! Ai fost un ajutor imens! Ha? Ce e zgomotul acela? Ce e asta? E o burtică de însărcinată? Cred că visez! Și trei! A plecare! Mersi, mersi! Ou, scumpa mea, cred că trebuie să-mi verific ochii! Deci simți că vrei să strănuți! Ha? Mulți muci? Ai fi putut folosi șervețelul ăla! E un paianjen? Pare că ai gripa paianjenului! Trebuie doar să iei acest sirop pentru tuse și vei fi ca nouă! Nu vreau asta! Ei bine, poți lua pastile în schimb! Nici pastile! Bine, bine, calmează-te! Ia să mă gândesc la ceva! Oh, știu! Asistentă, vino aici! Poți bea acest sirop de tuse? Ok! Arată oribil! Ia acest pai și bea sângele asistentei! Da! Noroc! E timpul să sorb puțin sânge? Delicios! Acesta e sânge proaspăt! Asistenta bea sirop pentru tuse, așa că vampirul bea și medicamentul din sângele asistentei! Un truc frumos! Oh, doamne! Ai scurs tot sângele din asistentă! Iată plata mea, doctore! Ceva o deranjează pe Ladybug? Salut! Cum te pot ajuta? Ia loc! E jenant! Problema e că sub această pălărie... părul meu cade tot mai mult! Vezi? Mai multe fire cad! Cum pot rezolva asta? Oh, știu! E timpul pentru un experiment! Primul ingredient? Serul pentru creșterea părului! Apoi, multiplicatorul de păr! Amestec ceva bun aici! Hai să turnăm totul într-un tub separat! Voilà! Spray-ul pentru creșterea părului! O să pulverizez acum! Ar trebui să funcționeze rapid! Wow! Părul meu s-a întors! Mersi, doctore! Ți-am spus că va funcționa! Ha? De ce mă mănânc așa? Ce mai e acum? Cred că-mi cresc frunze din cap! De ce se întâmplă asta? De ce a crescut o plantă din capul meu? Explică-mi! Se pare că am folosit din greșeală un spray de îngrășământ! Nimic nu e mai rău decât o coadă lungă la toaletă atunci când ai nevoie să o folosești cu adevărat! Cât o să mai dureze asta? Am nevoie să fac pipi! Știu, pot să tai coada! Am reușit! Ha? Ce faci? Am nevoie să fac pipi și sunt însărcinată! Pot să merg prima? Nu ești specială? Dar îți pot da o bombă specială! Ha? E o bombă! Wow! Toată lumea! La pământ! Oh, la naiba! Politețea mea nu a funcționat! Știu cum să ajut o doamnă la nevoie!
Bine că am adus acest gadget! Ei, ai nevoie să faci pipi? Poți folosi acest vas de toaletă portabil! Ia să văd! Wow, arată util! Mersi, doctorule! Trebuie să-mi găsesc spațiul! Aici va fi bine! Acest vas e elastic, așa că pot să fac pipi cât vreau! Fiu, ce ușurare uriașă! La, 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 la! Gata, pot să-l iei înapoi! Asta e dezgustător! Trebuie să-l țin departe, departe de nasul meu! Veterinarul e prezent! Primul client e un maimuțoi sau e pupu? E așa de moale! O să-l încerc să reduc la forma inițială! Așteaptă! Cred că e nevoie de o intervenție chirurgicală! Bisturiu, te rog! O să-i tai stomacul! Oh-oh! Cineva a mâncat prea mult praf! Hai să aspirăm totul cu un aspirator mini! Ok! Acum e timpul să-i înlocuiesc interiorul cu un fel de mizgă! Și o să te cos înapoi frumos! Ar trebui să fie de ajuns! Să închem cu un plasture cu cățeluș! Drăgăleșenia, ar trebui să te vindece! Intervenția chirurgicală a fost un succes! Va fi o veterinară minunată când va crește! Pisica ta e din nou fericită și sănătoasă! Du-te la mama! Wow, arată mult mai bine! Asigură-te că o hrănești cu gustării! Doctore, ajută-mă! Te rog! Mă mănâncă foarte tare scalpul! Mănâncă? Ou și câinele tău se scarpină! Yikes! Așteaptă să arunc o privire mai atentă! Înțeleg! Capul tău e plin de păduchi! În primul rând, trebuie să mă îmbrac ca să mă protejez! Apoi, voi folosi pensete speciale pentru a scăpa de puricii câinelui! Sigur știu că se ascund în această blană pufoasă! Eu sunt așa de mari! Acum vom folosi un dispozitiv special pentru pieptănat și pentru a curăța blana câinelui. Uită-te la mizeria asta! E și mai mult în jurul capului! Trebuie să continuăm să te pieptănăm, prietene! Acest pieptăn va aduna și blana căzută, dar o putem elibera cu un simplu click. În ceea ce te privește pe tine, stăpâne, trebuie să facem ceva și în privința părului tău. Poate că acest dispozitiv te va ajuta! Bine! Da! Ameliorează mâncărimea! Mersi, doctore! Problemă rezolvată! Am câștigat atât de mult astăzi? Oh, cineva mă sună! E prietenul meu! Ce se întâmplă? Oh, nu! Sunt pe drum! Hai să mergem! Se aude mieunatul ăla din interiorul burții șarpelui? Sunt aici! Oh, doamne! Ce-ai înghițit? Nu-ți face griji! Am o uneltă pentru asta! Foarfece? Nu! Clești? Nici asta! O mănușă? Da, o să am nevoie de asta pentru siguranță. Acum, ascultă, o să-mi pun mâna în gură și o să scot obiectul. Să vedem, cred că l-am găsit. E chiar aici. Bine, o să-l scot acum. Respira adânc. Ai înghițit o pisică? Sunt în viață. Asta a fost cina mea. Șarpe rău, nu mânca pisici. Ia, pot să iei un nou. La revedere. Să vedem! Doctor, ajutor! Pisica mea nu se oprește să se îngrașe? Bine, așa-ți-o jos și ia să verific. Ce-i asta? Un test de sarcină? Se pare că pisica ta e gravidă! Wow! Ar trebui să-i facem un ecograf? Hai să vedem cum stau puii ei! Uită-te pe ecran! Oh, sunt o gașcă în creștere! Oh, nu! Pisicii s-a rupt apa! Oh, draga mea, e pe punctul de a naște? Bine, hai să o facem! Respira adânc, pisicuță, vei fi bine! Acum, împinge! Iată-o! Wow! Un motonel drăguț! Dar mai sunt? Văd capul! Un alt motonel drăguț! Da! Oh! Următorul e și el un motonel mai mare și sănătos! Avem 3 pisici noi? Oh, da! E cea mai minunată zi din viața mea! Nu am una, ci 4 pisici! Mi-ar prinde bine o siesta! E timpul să mergem acasă! Mama pisică s-a descurcat de minune! Bine ați venit la clinica veterinară! Ăsta e cățelușul? Oh, pare că trebuie să-i facem o injecție! Îl sperii! Dă-mi cățelușul! Stai departe de el!
Astăzi e ziua veterinarului bun, așa că eu sunt aici azi. Intră! Credeam că o să mă distrez. Ziua veterinarului bun înseamnă că și animalele de companie primesc ceva bun. Cățelușul meu e în siguranță și am primit-o acadea. Iubesc zilele cu veterinarul bun. Asta nu e cool. Bine, acum o să-i fac pisicii tale injecția. Lasă-mă în pace, femeie. Poate deveni agresivă. Te rog, rămâne mișcată. Am zis să mă lași în pace. Oh, doamne. Auci, fața mea. Îmi pare așa de rău. E în regulă, cred că știu care e problema. Aceasta e o jucărie cu iarba muței. Are o minge cu iarba muței ascunsă în interior. Ce zici de asta, motănel? O gustare. Acum că e liniștită, o să încerc să-i scot viermele din ureche. Asta e cauza agresivității. Acum să-i facem injecția. E totul gata? Mersi, doctore! Sunt așa de bucuroasă că motănelul meu e bine acum. Iată plata! Ai grijă! La revedere! Atenție! Wow, o să cad! Auci! Mi-am lovit capul! Ce-a fost asta? Ha? E un șoricel! Auci! E așa de fierbinte! Fierbinte, fierbinte, fierbinte! Ok, să verific temperatura! Mai întâi trebuie să scoatem șoricelul din această minge! Hei! Lasă-mă jos! Să vedem! Rezultatele spun... Ai febră mare! Oh, nu! Îmi pare rău, prietene, dar trebuie să iei medicament! Bah, dezgustător! Ce? Trebuie să-l iei! Așteaptă! Știu ce să fac! O să ascund pastila în interiorul castravetelui! Ar trebui să meargă! E cea mai bună gustare pe care am gustat-o vreodată! Oh, da! Ce? Am mâncat castravetele, dar pastila nu! Oh, hai! Trebuie să găsesc o altă variantă! E un șoricel de pluș? Am o idee! E timpul să dau un exemplu! Uită-te! Șoricelul ăsta nu vrea să-și ia pastila! Deci, asta înseamnă că o să-i fac o injecție uriașă și înfricoșătoare în schimb! Mamma mia! O să primesc o injecție uriașă? Bine, bine! Iau pastila! O vrei acum? Bine, iau-o! Merit o gustare cu morcovi după asta! Foarte bine! Nu-i așa de greu, nu? Salut! Bine ai venit la clinica veterinară! Văd că ți-ai adus pisica! Salut! Cum te simți? Te las să te joci puțin! O pisică? Ha? Știi ce să faci! O urăști pe pisică, nu-i așa? Hai, atacă acum! O pisică versus un câine! Draga mea! Iau șelul meu! Nu pot să privesc! Auci! Opriți-vă acum! Nu! E rănită? Trebuie să o tratez! Te rog, salvează-o! Trebuie să o întindem pe pat! Nu! Nu se mișcă? Ce i s-a întâmplat? S-a dus? O să încerc să o resuscitez! Hai să vedem! Liber! Nu a funcționat? Pisica mea! Avem nevoie de like-urile voastre pentru a o salva! Vă rog! Nu! Spiritul pisicii părăsește corpul! Ce ar trebui să fac acum? Știu! Am nevoie de o gustare! Ce naiba? Unde s-a dus? Poate tot ce are nevoie pisica mea e de o gustare! Iată-mi aușelule! Așa de delicios! A funcționat! Era doar înfometată! Mai ai? Vino aici, motănelule! Prinde laserul! Așa, motănel bun! Te voi vâna! Punct roșu misterios! Cineva mă sună? Mă duc pentru o clipă! Unde-i punctul roșu? Bună, punct roșu misterios! Aici ești! Ajutați-mă să găsesc punctul meu roșu dispărut! Nu! De ce plânge pisica mea? E bolnavă? Trebuie să sun veterinarul! Sunt aici! Nu știu de ce plânge pisicuța mea! Mă întreb ce ar putea fi neregulă! Uită-te la acest anunț de disperare! Știu ce să fac! Am o jucărie electronică pentru pisica ta! Are o pană? Apasă pe buton și va începe să se răstogolească pentru a se juca cu pisica! A funcționat! Uite! Cred că motănelului îi place! E timpul ca eu să plec! Pot să vorbesc acum!
Ajutor! Ce s-a întâmplat? Punga de plastic a peștelui meu se sparge, i se termină apa! Acvariul s-a rupt! Oh, Doamne, unde ar trebui să pun mai întâi peștele? În gura mea! Ce faci? Ai mâncat peștele? Nu aveam altă variantă! Dă-mi o secundă, avem nevoie de acest recipient pentru apă! Vom umple asta cu apă! Bine! Peștele tău aproape că s-a scurs! Acum urmează-mă! Bine, ce urmează? În primul rând, taie partea din fața recipientului! Așa cum e acum! Hai să scăpăm de bucata asta în plus! Apoi vom decora recipientul cu pietre în interior! Wow, e frumos! Peștele meu va adora asta! Uită-te la culorile astea! Ar trebui să fie totul! Apoi scoatem trusa de prim ajutor! Are o plantă specială cu lampă înăuntru? Așează-o și pe asta în interiorul recipientului! Acum e momentul să umplem recipientul cu apă! Yay! Asigură-te că umbli până la margine ca să fie mai mult spațiu pentru peștele tău să înoate! Perfect! Ups, am uitat de pește! Iată-l! Bine ai venit în noul tău acvariu! Acest loc e mult mai bun decât peștera întunecată de unde tocmai am ieșit! Mersi, doctore! Nicio problemă! Doctore, uite ce-am găsit! E un ou gigantic! Ce e? Nu pot să-mi dau seama după sunet! L-am găsit pe malul oceanului! Mă întreb ce este! Ar putea fi o păpușă Wednesday? O păpușă Barbie? Probabil nu! Voi ce credeți? Comentați mai jos! Spuneți-ne ce credeți că este în interiorul oului! Ou, se sparge! Până aici! Suntem pe punctul de a afla ce este! E o coadă? Wow! E o păpușă mică sirenă! Nu am mai văzut o păpușă ca asta înainte! Așa de frumoasă! Ar trebui să-i facem o injecție! Gata? Ha? Crește? Ascundeți-vă! S-a transformat într-o sirenă reală? Încântată de cunoștință! E reală? Oh, Doamne! Salut! E incredibil! Nu pot să cred că am o sirenă de companie! Hai să ne jucăm! La revedere! O să mă odihnesc! Oh, nu! Am un sentiment prost despre asta! Băiatul a adormit pe podea! Acum șarpele său de companie a ieșit din locuință! Se îndreaptă direct spre gura băiatului! Ajută-mă! Șarpele e în interiorul gurii sale? Ce se întâmplă aici? Oh, Doamne! Ajută-mă! Am înghițit șarpele! Voi încerca să-l scot, bine? Nu! S-a ascuns înapoi în gura ta! Ce să fac? O minge pentru șoareci! Aș vrea să împrumut, te rog! O să am nevoie de ajutorul tău, prietene! Hei, lasă-mă jos! O să atrag șarpele afară cu șoarecele? Iată-l! Acum pot să-l trag afară! Ușurel! Gata! Wow! L-am prins! Hai să-l punem înapoi în cușcă! Ești bine? Simțeam gustul veninului! Nu-ți face griji! Poți încerca această bomboană acrișoară! Wow! Iubesc bomboanele! Te rog să funcționeze! Chiar e delicios! Ce zi! Vreau să fiu un pirat din pălărie de paie! Ce-i acest poster? E fan One Piece! Priviți asta! Îți voi arunca toate lucrurile în toaletă! Biata fată e agresată! E o mână întinsă? Am sentimentul că nu e mami picioare lungi! Mâna i-a dat mătăușului un wedgie! Nu pot vedea! Unde mă duc? Mâna a tras fata în toaletă! Iată-te! Cine e acest străin? Aș vrea să ne cunoaștem noul coleg de echipă! Bun venit pe nava echipajului piraților din pălărie de paie! E un coș uriaș pe care îl văd? Coșul acela e de mărimea unui dom! Dar mă tentează să-l sparg? Acoperă-mă! Nu! A fost un dezastru destul de mare! Trebuie să facem ceva în privința coșurilor tale!
Am o idee! Să-l tăiem cu săbile mele puternice! Ești sigur de asta? Dă-te din calea mea! E mai sigur să folosesc cutia mea de frumusețe! Am penseta, așa că să începem să smulgem acele coșuri! E așa de satisfăcător! Ta-da! Problemă rezolvată! Ai dreptate? Cred că arată mai bine fără ochelari! Acum putem admira pielea ta netedă fără coșuri! Fața mea arată așa de netedă! Axilele acelea păroase au mare nevoie de puțină tundere? Da, trebuie să facem ceva în privința asta! Am o combinație de foarfece și lame! Atac! A funcționat? Hă? Ce s-a întâmplat cu armele mele? Forța părului axilei e prea puternică! Mi-ai spart uneltele! Nasol pentru tine? Ce se întâmplă dacă încercăm să folosim o acadea pentru a smulge părul? Stabil! Stai pe loc! Aproape că te-am prins! Da! Opa, scuze! Nu-ți face griji, am nevoie de cutia mea de frumusețe! Ceea ce ai nevoie este această spumă specială de bărbierit pentru a putea pulveriza pe axile! Sunt la fel de netede ca fața mea! Hei, ce faci? Uită-te la toată mizeria din gura ta! Vreau să mănânc mai multă ciocolată! E suficient? Îți strici dinții! Să aruncăm asta! Bine că am acest gadget pentru dinți pentru a te ajuta să-i cureți! Deschide larg și pregătește-te! Acesta e un pistol cu apă! E o modalitate rapidă de a-ți curăța gura și dinții! Arată-mi zâmbetul tău strălucitor! Perfect! Grozav! Trebuie să-ți reparăm și părul? Știu exact! Voi înfășura aceste creioane colorate în jurul capului tău și îl voi acoperi cu folie. Apoi, am nevoie de un ardei iute? Ia o mușcătură, te rog! Sigur? Luffy, suflă foc! Această suflare de foc o să-ți încălzească părul și o să facă un truc! Arată așa de frumos! Fierbinte, fierbinte, fierbinte! Iată, bea niște apă! Nimeni nu are grijă de cutia de frumusețe, presupun că o pot deschide singură! Ceva se află în spatele acelei cutii? E un monstru marin? Atacă! Hai-ia! Stop! Aceste tentacule sunt pentru machiaj! Strângem toată cerneala într-o coajă și o aplicăm pe față cu o pensulă! Ai grijă? Mă sufocă! Între timp, fata a început să aplice un far de ploape folosind cerneală tentaculară, fără să o ajute nimeni. Pleacă de aici! Tentacul rău! E așa de urât! Doar îl voi acoperi cu un peci de ochi! Wow! Acel peci de ochi e un lucru foarte pirat de purtat! Te voi ajuta cu restul machiajului? Doar tamponează și perează ușor obrajii și ochii, apoi adaugă niște sclipici! Voi folosi acest șablon pentru a desena un tatuaj ancorat pe obraz, folosind un far de ploape negru! E perfect! Acum vom termina cu luciul roz de buze! Totul e gata! Wow! Arăți ca un pirat acum! Yay! E gata să navigheze ca un adevărat pirat! Un șarfe s-a furișat la bord! Fata e prea ocupată cu curățarea pentru a observa șarpele. Apoi m-am luptat cu el așa! Ce-i asta? Un șarpe uriaș vine spre colegul nostru de echipaj! Șarpe! Șarpe! Oh, nu! Șarpele se apropie! Mă ocup eu de șarpele alea folosind mâinile mele întinse! Pleacă, amice! Tot nu ne aude? Nici măcar vioara tare! Ce-i acum? Știu, o să-i bag în ureche! Știam! Urechile ei sunt pline de ceară! Trebuie să scoatem toată ceara! E așa de groaznic! E pe mâna mea! Ajută-mă! Hei! Ce e? Scoate asta! O să leșin! Ei bine, măcar poți auzi acum! Privește cum exersez abilitățile cu sabia! Wow! Haia! Priviți acest truc!
Wow, e așa de tare! Chiar știe să mânuiască o sabie! Woohoo! A fost grozav! Trebuie să iau acea sabie și să fiu și eu cool! Unde e? Ai grijă! Atenție! Haia! Wow, e așa de ascuțită! Aleargă! Nu, înapoi, pe partea cealaltă! Toată lumea jos! Dacă își taie degetele ca pe cârnați sau ca morcovii, tocmai mi-ați făcut foame, băieți! Știu ce să fac! Luați o bucată de hârtie și îndoiți-o astfel încât să facem o lamă de hârtie. Apoi obținem o altă piesă pentru a face un mâner și o pusă pentru sabie. Ți-am luat o sabie nouă de pirat! Vrei să exersezi cu mine? Oh, da! Hai să o facem! Oh, nu! E Buggy! Ha? Cred că am auzit un zgomot! Mă rog! Hehehe! Acum e șansa mea! Ha? Hopa! Aproape că m-a văzut! Probabil nu e nimic! Încă puțin! Cred că fetița aceea va fi un membru grozav pentru spectacolul meu! Hei! Buggy! Ce faci aici? Stai de mișcată! Știu! Ajutor! Buggy a lăsat nasul în jos! Trebuie să plecăm de aici! Am auzit un țipăt! Unde e ea? Uite! Mingea asta mi se pare cunoscută! Știu! Acesta e nasul lui Buggy! Probabil a luat-o! Am fata acum! Stai! Unde e nasul meu? Trebuie să-l invoc! Uite! Mingea plutește! Se pare că ne va duce la Buggy! Uh-oh! Dar dacă e o capcană? Lasă-mă să ies! Cred că ne apropiem! Uite! Acesta trebuie să fie locul! Trebuie să fim foarte atenți! Acolo e! M-ați găsit! Te-am prins în capcana mea! Ne vom lupta cu tine! Provocare acceptată! Ciup, ciup! Gum, gum, pistol! Haia! Buggy și-a folosit piciorul pentru a-l împiedica pe Luffy. Ouch! E rândul meu să atac! Haia! Asta e tot ce poți, tipule? Buggy și-a folosit puterea pentru a-l ataca pe Zoro din spate. Oh! Prietenii mei sunt răniți! Oh, nu! Wow! Auci, ochii mei! Spectacolul s-a terminat! Oh, nu! Pirații din pălărie de paie sunt și ei prinși! Voi deveni regele piraților! Știu! Datorită puterilor mele Gam-Gam, pot să-mi tind brațul și să te eliberez! Vă rog să funcționeze! Am deslegat frânghia? Da, a funcționat! Ia asta, clown urât! Oh, piciorul meu! Super mega pum! Oh! Au reușit! Pirații din pălărie de paie l-au învins pe Buggy! Bună treabă, echipă! Suntem cei mai buni pirați!